Bună seara, stimați cetățeni! Vă salutăm! Rămânem cu zâmbetul pe buze! Viața e frumoasă, mergem înainte! Știți cum e, în definitiv, intrăm mulți pe ușă, dar de ieșit nu se știe niciodată câți ieșim. Mă uitam la genericul, ce doar s-a terminat, le mulțumesc colegilor de regie, care îl pun, evident, înainte de a băga mufa pe post. Uh, și scria acolo: O trăime din români cred că politicienii sunt mincinoși. Am fost niște oameni de treabă. O trăime. <laughs> uh, două trăimi, trei trăimi, nu știu, mulți, mulți. Dar, în definitiv, uh, cetățenii n au nicio vină pentru că li se pare sau înțeleg sau cred că politicienii sunt mincinoși. Când spui una și faci alta. Sau când nici măcar nu știi, am auzit astăzi spun domn, nu putem să. sau nu putem. Cel puțin în această perioadă ne-am propus să încercăm să fim la distanță cât să poate de egală de toate părțile politice. Să nu spunem liberal. USER-ști, useriști, trălăliști, ce mai sunt ei, auriști, nu știu ce, pe și așa mai departe, să nu îi băgăm în subiecte, să încercăm să ocolim, să facem o radiografie a zilei sau a zilelor care au trecut, cumva, fai de mine, așa, nici nu știu cum să o definesc, cu cât mai puține puncte clare politice, dar să să încercăm să nu știu, nu știu cum e povestea asta, sper să vi se pară bine. Dar astăzi l-am auzit pe un domn politician de eporeclit pe târg Gufi, pe întârg însemnând România, spunând că le cere scuze ăstora de i-a deranjat cu vestita deja și ultra dezbătuta decizie de închidere a piețelor. Stimați politicieni, minunați vorbitori pe la televizoare, Fantastici, măcănitări, pe orice fel de suport, prezint scuze, nu le cer cerutul, pe vremuri, dacă te jignea un dobitoc, pe vremuri așa, în vremurile romantice ale uh, lumii noastre, dacă te jignea un dobitoc, îi ardeai așa o mânușă peste mufan, ia jep și spuneai, îți cer, da? Adică îi pretindeai scuze. El să-ți prezinte scuze. Nu le cer tu, adică băi, îți cer scuze. Adică să-mi prezint scuze. Nu, îți prezint scuze. Regret că... Așa e corect, firar să fie. <gură> da, mă rog, ce pretenții avem și noi. Oamenii ăștia oricum au puncte destul de puține comune cu limba română. Dacă ar avea totuși cu politicile publice, ar fi excepțional. O să discutăm astăzi despre piețe, dar înainte de a discuta despre piețe, să știți că nu e niciun subiect de ăsta desburat pe lună. Povestea cu piețele e așa de simplu. E așa de simplu, dar înainte de a discuta despre povestea asta cu piețele, păi România și-a făcut loc, mai ales prin televiziunile naționale, un subiect care probabil că n-ar fi fost niciun subiect dacă protagonistul sau de fapt protagonista întâmplării n-ar fi fost o fetișoară care e la un post de televiziune central și care și-a furat un pumn în nas suficient de zdraven încât să îl mute într-o parte și să ajungă la un spital din București. Mare dezbatere, nenic! Am auzit o sumedenie de imbecili care spuneau, iată, Aici să ajunge dacă nu avem educație. Educația, domne, e de la școală. Că de-aia se întâmplă nenorocirile astea. Tot felul de cretinozauri care au, știți cum e, unele radiouri în dorința de a comunica mai mult, ceea ce e foarte bine cu publicul, mai dau drumul la telefoane și poate să intre în direct tot felul de iși care spun, domne, stai așa, Păi cum? Că nu mai există simțul civic, că trebuia să se intervină, să așa și pe dincolo. Doamne, câți idioți! Întâi să analizăm puțin. Ce știm noi despre asta? Aproape nimic. Nu știm decât că o fată care lucrează e vedetă TV. Adică apare destul de des într-o emisiune, înțeleg cu o audiență destul de mare, bravo ei să fie primit. Să fie fericit sponsorii. Respectiva fetișoară designer i-ar fi atras atenția unei tântici deși parcase mașina aiurea cu privire la parcarea stupidă pe care o făcuse, iar reclamata a intrat val vârtej în magazin după domnișoara designer și i-a proptit un catarg în nas i a mutat nasul într-o parte. Ce detalii mai avem? Și avem și niște cetățeni care vor să ne sune în direct, nu răspundem în direct. O să, uite, dar nu e o idee rea să mai băgăm și noi din când în când niște cetățeni să se exprime aici în direct la televiziune. Mi-e și frică ce o să le iasă pe gură. Uh, mi-e frică de mine <gură> de ce mi se pe gura de ei. Așa, ce alte detalii mai știm? Vai, dar au spus autoritățile că a lovit-o cu pumnul și cu ceva contondent. Poate un box, poate o okay. Eu cred că nici nu trebuie să fii foarte inteligent să-ți dai seama că muierea respectivă, nervoasă, adică, atunci când s-a dat jos de mașină și s-a luat în gură, probabil că și la noi, așa ți se atrage atenția. Să zicem că ești un dobitoc care ai parcat aiurea pe bulevard, ori ai blocat un magazin, ori ai parcat pe locul pentru persoane cu handicap, ori te-ai urcat trotuar, dar nu mai poate nimeni să umble pe acolo și trebuie să o ia pe șușa. În fine, una din nori care aceste variante sau alta. Ei bine, cei care îți atrag atenția, îți atrag atenția în quasi majoritatea cazurilor așa. Vezi, băi, boule, pe unde e parcat, raței dracu, de dobitoci, cine ți-a dat covrig și da Cam asta e comunicarea între cel care ți atrage atenția și uh, tu, ăla care ai greșit. Sigur, să nu uităm povestea asta sau uh, ideea asta că ai greșit. Dar nu e genul de domnul, poate ați greșit sau stimabile. Nu e ok să... Uh, nu, de obicei ești luat la... de start, adică, băi tot felul de oameni, al poate îndreptățiți da? să constate că ai greșit, se simt autorități. Da, se simt niște autorități foarte autoritare, dacă îmi permiteți expresia. Și te și au de urechi ei, din fericire pentru cel care a greșit, dar și poate pentru ei, ei s-ar simți mai bine dacă ar avea și un carnet cu amenzi. Păi da, ți-ar scrie pe loc câteva, să vezi tu pe cu dacă mai parchezi așa. Deci nu știu de ce am convingerea că uh, discuția, dacă vrei, sau ciocnirea verbală care a avut loc în afara magazinului unde s-a petrecut bătaia, n-a fost una așa cu flori și cuvinte alese. Nu, a fost un fel de vorbesc cuipate peste capota motorului. După care tanti ai... Tanti greșita, nervoasă cum ar fi, aia da dat bătaia, nu aia da luat bătaia, a intrat în magazin și a aplicat un pumn respectiv în nas, domnișoarei designer. Cel mai probabil, după părerea mea, în mână ținea cheia de la mașină. Deci, nu avea nici box, nici cheie de 14, nu venise nici cu buta de baseball. Probabil că își ținea cheia de la mașină în mână și când a lovit-o pe respectiva, i mă rog, a umplut fața de <coughs> sânge, ca așa e. Uh, și acum, mai departe, dezbateri. Vai, dar cum, vai, dar ce. Vai, dar de unde pornesc astea? De la educație? Nu. nu. Chestia e mult mai simplă. Dacă ar exista autoritate, și aici când ne referim la autoritate, sau ne referim la instituțiile care se ocupă cu aplicarea legii. Adică păi e foarte simplu. Nimeni n-ar mai parca iurea dacă s-ar -ar exercita autoritatea. Nu neapărat să apară doi polițiști să te bată, să te umfle, să te bage în după. Nu, nu. Să primești acasă o poză cu o amendă pentru că ai parcat razna. Cu o sumă mare, de obicei. Că poate mai parchezi odată, poate mai primești odată. Bă, dar după două amenzi mari, începi să te mai gândești. Poate să mai treacă din când în când o mașină din care coboară un polițist. Care nu-ți vorbește, be, ca la fel ca organul de acum 30 de ani. No. Care să îți dea o amendă, că nici nu trebuie să-ți o dea pe loc. Îți face o fotografie, îți spune să trăiți, sunt agentul Pandele de la poliția locală, ați parcat pe locul de oameni cu handicap. Probabil că dumneavoastră nu vorbiți fluent poloneza și ăsta e un handicap, dar nu e prevăzut la lege. Deci, puteți să mai stați sau puteți să plecați, noi vă dăm o amendă, vă trimitem acasă, nu vă faceți griji. Și atât tăticul, nu trebuie să se certe nimeni. Dar autoritatea trebuie exercitată. Păi dacă nu se exercită autoritatea, rezultă că fiecare aplică legea cum vrea mușchiuțul lui. Da? Adică parchez unde vreau eu. De ce? Pentru că se poate frățiare. De ce? Pentru că nu se întâmplă nimic. Pentru că dacă a cărit vreunul, mă umflu la el și ăla o să tacă. Deoarece aici apare partea a doua. Ce ne spun nouă autorității de ani de zile? Domne, zice, simțul civic e simț civic, dar uh, nu trebuie să aplicăm noi legea, adică noi cetățenii nu suntem autorități. Deci noi băgăm lu greșit mâna în gât, da? A parcat unul de 50 de kg, nu știu, a parcat greșit, a a comis ceva. Și noi avem 120 de kg și suntem, nu știu, am coborât în echipa de rugby a Noii Zeelande. Și când, când apărem pe stradă sunt unecă cerul. Nu. No. Și băgăm lua la o mână în gât și spune, ia în mă încoace mă prăpăditule. Uh, sau îi ardem două după ceafă ca să -i arătăm noi cum să aplică legea. Deci, ce ne-au învățat pe noi autoritățile? Ne-au învățat să sunăm undeva. Da, adică să nu facem nimic. Decât să punem mâna pe telefon și nu știu, în fața noastră gigioc îl omoară pe vecinul. Noi, Noi nu intervenim. că așa ne-au învățat autorități. Și sunăm, alo, autoritățile? Da. Uh, gigioc îl omoară pe vecinul. Dar cine este noastră? Vecinul lui Gigioc și al lui vecinul. Uh, foarte bine, uh, imediat vă fac legătura la poliție pentru că tu suni într-un call center. Iată te la poliție. Da, Vecin Gigioc îl omoară pe vecinul. Așa. L-a omorât sau nu l-a omorât, încă mai are puțin. Da, ziceți, cum vă numiți, C ce, așa, unde stai, bă, -o de 60 de ori pe vecinul sub. Bă, dar tu trebuie să urmezi procedurile, ca așa te-au învățat autoritățile. Când apare un astfel de caz, cu un personaj celebru, cum e fata de la <gură> ProTV, ce s-o mai dăm de gard, ne ascunde ca niște tâmpiți. Fac o paranteză. Nu v-ați săturat de știrile alea imbecile în care apare un reporter? Bine, mie, sunt dragi că într-un fel sau altul sunt colegi în televiziune. Apare un reporter și zice Oficiul pentru protecția consumatorului a descoperit că în mall-uri, hipermarket -uri, dracu, să le ia, uh, din 10 bidoane de mărci de apă minerală, nu sunt toxice. Și stai și te gândești. A da, eu de care o fi, dar eu în care-i fi bău, dar nu-ți spune niciun nume. Dar noi nu avem voie să vă spunem numele, ai, dar v-am anunțat, bă, să nu știți că n-a știut. Și te gândești ca un idiot. Aoleo, dar care-o fi frățioare? Eu cred că ar fi bine, nu știu, e adevărat, spre exemplu, mai fac o paranteză în paranteză, în Australia s-a întâmplat că acum mulți ani, sigur, n-a fost o știre pentru presă, din păcate, unul din bunii noștri prieteni și colegi, un operator excepțional, un băiat spectaculos, un băiat, avea 50 de ani, dar pentru noi ne-am ridicat împreună. Un, un operator excepțional, repet, un prieten minunat, un companion de nădejde, a plecat acolo ca să-și împlinească visul și acolo l-a omorât un dobitoc. I-am fipt un cuțit în burtă pentru că ăsta a luat apărarea unei femei. De dobitocul criminal, o. O bătea ca și ai se părea lui că bătea e ruptă de rai. E, și ei, amicul nostru operatorul, a intervenit, a, a băgat un hip, un cuțit în burtă, muri omul. Poliția australiană n-a dat decât inițial. Niciodată. -a, a, a fost nevoie de niște eforturi e, și de niște ocolișuri ca să ne asigurăm că este așa. Și că nu altfel, ca să nu greșim. Poți să dai o știre. Dar mă rog, mă întorc, mă întorc, tec, 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 da, deci de la Australia la apă minerală și ne întoarcem uh, aici. Ziceam să nu mai dăm după cireș. Păi mă, mă autorități, nu ne-ați învățat voi să stăm cu minți în banca noastră și să sunăm la 112? Nu știu, ori să adunem morții și răniții, ori să vină un echipaj de plictisiți cărora să le povestim noi ce s-a întâmplat acolo? Pe așa ne-ați învățat. Pe de altă parte, mi se pare corect. Deci, dacă atunci când un agresiv, nu știu, vine să patace, în cazul nostru, pe această femeie, ce poți să, cum poți să intervii? Sau care modalitatea pe care toți deștepții ăștia care vorbesc despre educație și despre alte tâmpenii pe întârg ar aplica-o? Deci, vine, bă, unul agresiv la un De ce? Cu scopul declarat să-l lovească îi reciți ceva de Neminescu, îi dai cu valurile, vânturile, te așezi jos, te tăpui buștean în drum, ce faci? Deci la o persoană care e clar că va comite o agresiune, sau o persoană care e clar că va comite agresiune, nu poate fi oprită decât printr-o agresiune mai puternică. Da? Adică ori știi să îl imobilizezi, îl iei de o aripă, dai cu el de pământ și îl ții acolo până când vin organele, Uh, ori îți vezi de treabă. Dar, dar, atenție, dacă, nu știu, să presupunem, eu de exemplu mai am accese de astea, m-am mai infit în unii în alții, dar mai ușurel în ultima perioadă pentru că am avut prieteni și ei niște spirite civice, bă băiatule, și s-au ales cu plângeri penale. De la cine? De la golani. De. Pentru că ai mei ce-au făcut? Stai, băi, păi cum? Eu sunt din vână de jandarm. Hop! Și a intervenit omul și a făcut la plângere Golan, a zis. Cum m-a atacat! Dar cine e el? Pui. Pandele civilul! Ha! ha! Și s-au trezit cu niște procese frumoase, în care. nasol, De ce? P Ai comis o agresiune. Cine ești dumneata? Te-ai substituit autorității publice. Ai observat că se comită o infracțiune, o agresiune? Da, anunță autoritățile. Asta e procedura de fapt. Deci o gălceavă imbecilă, lungă și inutilă s-ar putea discuta foarte simplu despre cum se exercită autoritatea în statul român. De 30 de ani nu se mai exercită. Rezultatul? Păi ne ferim, întoarcem capul, lasă frățioare, că nu mi s-a întâmplat nimic. Oh, din gură, mergi pe burtă. Da? S-a înserat, da, mm, ne urcam în mașini. Nu ne mai dăm jos din mașini. Ați sesizat ce pustiu dracului lasă ca cu căi pandemie. Dar în general, înainte de pandemie, e pe stres de la o anumită oră. De ce? Păi din pricină de siguranța cetățeanului. Omul se gândește, nenică, s-a întunecat, nu mai umblu pe... Că nu mă apără nimeni. E simplu. Sigur că nu trebuie să fie 3 milioane de polițiști locali să stea câte unul după fiecare boschie de la colțul străzii. Însă exercitarea autorității se face prin ceea ce numim prevenție. Se face prin niște camere de supraveghere care emit, care produc niște efecte. Îmi spuneau niște amici, de exemplu, ca să luăm un exemplu simplu, să înțeleagă absolut toată lumea. Apropo de nenumăratele accidente de circulație, pentru că, să nu spuneți, sau foarte puține se întâmplă pentru că a greșit bă, ăla prima oară. Nu e adevărat. De obicei se întâmplă pentru că îi dă talpă, îi dă și mai tare. Lasă că merge. S-a întâmplat ceva? Nu. Am luat o amendă? Nu. Și dă-i, 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 dă 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 înainte, până într-o zi când ți se înfundă. Bine, tuturor, da, unora, li se înfundă, da? Bă, dar li se înfundă cu morți din alte familii, nu de la... În diverse țări care pretind că sunt civilizate și pe, chiar cred că sunt, cum ar fi Marea Britanie, de exemplu. Uh, apropo de accidentele pe autostradă, pe, pe autostrăzi, pe drumurile expres se pun niște camere conectate la un sistem care te calculează, frățioare. Nu te urmărește nimeni. Dar dacă a intrat mașina roșie cu numărul B32700, nu știu cum îi zice, a intrat la ora 12 pe autostradă și a făcut 200 de kilometri într-o oră a doua cameră îl vede, da? Și zice, păp, la ora 13 a ieșit mașina cu B, nu știu cât roșie de pe autostradă. Cu cât a mers? Păi, poți să faci 200 de kilometri într-o oră dacă mergi cu mai puțin de 200? Niciodată. Să-i dăm Și ți-o dă din start. Nici nu te mai întreabă. Ia daci. Păi da, da. Ia daci. Dar nu m-a văzut nimeni. Ba da, da, a văzut sistemul. Foarte simplu. Dar asta înseamnă exercitarea autorității tu, în mintea ta, de om, pentru că asta înseamnă controlul mulții și exercitarea autorității. În cazul nostru vorbim de infracțiune, există și alte tipuri de exercitare a autorității. În mintea ta, de om, s-a impregnat clar ideea că, bă, ăștia cu ochii pe mine, dacă o mai comit odată, îmi mai dau încă un doi, încă da, ia mai ușurel. Da? Despre asta vorbim. Nu e nimic complicat. Atât. Sigur, acum <gători> nu? Deci, o să mai vorbească vreo câteva zile acum, pe... sigur. Mai sunt și alte aspecte. De exemplu, s-a constatat că respectiva vedetă și-a luat un pumn în mufarină. Deci a fost o agresiune clară pe care poți, evident, să o cataloghezi ca, nu știu, tentativă de omor, că i-a mutat nasul 3 cm mai la dreapta. Păi dacă ești procuror, eu acum Vă spun cu sinceritate, de câțiva ani tot vorbesc despre procurori. Eu nu cred că sunt rău intenționați. Dar eu cred că și între procurorii ăștia în România au început să se strecoare foarte mulți incompetenți nenic. Pe bune. Adică facultățile noastre, așa cum scot ingineri incompetenți, scot și procurori incompetenți. Și cu cine să lucrezi, frățioare? Că ăia care par mai competenți dintr-o dată constată că e mai mișto să fie avocat decât procuror și să cam trag spre avocatură. Lucrezi și tu cu cine poți. Și nu toți pot. Pentru că nu e așa de complicat până la urmă procurorul dacă e băiat, isteț, studiat, așezat, s-a dus la cursuri și seminarii, a luat note mari pe la examen, înseamnă că are ceva în cap și ți încadrează fapta poate la tentativă de omor. Și atunci nu mai e nevoie să se ducă victima la miliție, să facă o plângere. Nu, te sesizezi din oficiu și la revedere, pa! Da? Pentru că procurorul dispune cercetarea. E simpluț sau cum? Deci nu e vorba nici de șapte ani de acasă, nici de... Nu, e vorba doar de funcționarea unui sistem, de exercitarea autorității. Și sigur, e vorba totuși și de ce iese din facultățile României. Da, mă rog, asta e o poveste mai, mai adâncă. N-avem timp să o dezbatem astăzi și așa am trecut de jumătatea emisiunii, dragi prieteni, și vreau să vorbim puțin și despre piețe. Ziceam că vorbim despre piețe, nu ratăm, nu ratăm subiectul despre piețe. Mare discuție, mare, vai, dar primarii noștri sunt mai deștepți, vai, dar primarii voștri sunt mai proști și așa mai departe. Dar guvernul, da pe dincolo. Um... Să o ca să zic așa. Guvernul a emis o decizie, nu discut dacă e bună, dacă e rea, dacă produce efecte, în fine. Dar a emis o hotărâre până care piețele care nu sunt deschise, deci piețele închise, se închid la propriu. Piețele închise, piețele care au prea mulți pereți, au acoperit și așa mai departe, sunt considerate zone în care se propagă foarte ușor acest COVID, și ca atare s-a decis să fie închise. Sigur că, în mod natural, te gândești că niște oameni au analizat puțin situația. Mă pare că nu, dacă mă întrebați pe mine, pentru că dacă ar fi din perspectiva marelui public, acela care umblă cu transportul în comun. Și lăsați că în Constanța e binișor. La noi cât de cât autobuzele s mai erisite, Nu stau chiar doi cetățeni cu încă trei în brațe. Sunt înghesuiți, dar rezonabil. Duceți-vă pe București. <laughs> să vedeți și acolo, ca sardelele. Deci, din această perspectivă sau cu acest argument al înghesuielii, Băi, trebuia oprit transportul public, dar nu s-a oprit. Da? nici nu s-a restricționat, nici nu s-a luat o hotărâre. Domnule, într-un autobuz nu urcă mai mult de, nu știu, te locuri ai. 40, 20. Atât, nu știu, compania publică pune un numărător la ușă și atât, nene. -ne. Ca la englez, nu știu, era, acum nu știu dacă mai este, dar așa era la englez. Deci venea, se făcea o coadă în stație, știu că e greu de crezut, dar e o chestie de obișnuință, da? În stație, care cum venea se așeza la un fel de codiță așa. Și bă, venea autobuzul, sigur, veneau la vreo două minute. Venea autobuzul și se urcau ai noștri în ordinea în care sosiseră în stație, bă, bă nu altfel. Da, și ăla spunea, cinci locuri, trei locuri, patru locuri. Bă, nu, nu, stătea englezul în picioare să țină de... Bine, acolo la indieni, pakistan și români, bulgari, și mai au acolo, cred că stau doi cu trei în brațe. Da, na. Deci, de ce nu s-ar lua o astfel de măsură pentru transportul public, unde stau ca sardelele și se iau pentru piețe? Te poți gândi că sunt niște conspirații în spate? Te poți gândi, e, nu cred, totuși, că sunt aceste conspirații. Sunt metode mult mai simple de a-i pune pe țăranii români în genunchi și sunt puși aproape în genunchi, deci nu cred că asta e important, dar arată, dacă vreți. Cât de, cât de, pe genunchi se înțeleg, se și iau, dar se înțeleg sau se aplică anumite decizii. Guvernul spune, piețele închise nu mai pot funcționa pe o perioadă de nu știu câte zile. Ajunge în marile noastre orașe. Vai! Să închidem piețele! Să... Băi, fraților, alo! Guvernul a spus că piețele acelea. Dar voi, autoritățile publice, sunteți proprietarii, da? Ce faceți voi? În, 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 în ce scop acționați sau pe cine serviți voi acolo, pe cetățeni păi bă, voi trebuie să găsiți soluții nu să le închideți bă, ci să faceți în așa fel încât ele să nu se mai încadreze în acea categorie adică să fie mai sigure adică mama masi, în loc să-l scoți pe om cu tarava pe stradă să-l bată vântul ca pe ultimul câine să-ți bați joc de contractul lui de închiriere da, pentru că omul ăla când a închiriat o tarabă și a plătit, cei mai mulți au plătit în avans, atenți. Da? Bă, l-a plătit în cadrul unui contract care respectă niște condiții. Că dacă mâine îmi pun eu o tarabă în mijlocul bulevardului să vând cremvuști, mă calcă DSP-ul, OPC-ul, mama dracu, mă calcă toate instituțiile pe bună dreptate, mă calcă, pentru că n-am ce să caut acolo. Domniile voastre i-ați văzut pe oameni ăștia cu un vânt felii de dovleac în mijlocul străzii. Și când mai bate așa vânticelul, se așează tot praful pe feliile alea. Gândim și noi un pic, dar un pic așa, un pic. De fapt, ce trebuie să facem? Să respectăm legea. Am văzut tot felul de exemple de primari de în țara asta. Bă, n-au făcut nimic altceva decât să aibă o reacție rezonabilă. Cum se traduce asta? Păi au zis așa, nenică, eu sunt proprietarul piețelor, da? Da. Eu, administrația publică. Da. Tăntălăi aia de vând acolo, ce vând Nuci, dovleci, pepeni, varză murată, treaba lor. Producătorii aia, țăranii mei. da, aia sunt niște chiriași. Păi cum să-i dau afară, mă? Cum o să-i dau afară de Adică, Nu, eu sunt proprietarul, eu trebuie să fac ca această incintă pe care eu am închiriat-o acestor oameni, să se încadreze, să fie în conformitate cu legea care îmi permite să funcționez. Și atunci ce fac? Nu știu, scot acoperișul, scot niște geamuri, organizez niște fluxuri, pufăi, am, nu știu, pauze în care dezinfectez. Băi, fac tot ce trebuie făcut, dar cu căpuțul, nu cu... Da? Că dacă gândim cu mușchii ăia moi pe care stăm, sau cu care stăm pe scaun, băi, nu iese mă, nimic te așezi relaxat și te gândești. Să vă dau un exemplu foarte simplu. Piața Tommy 3 Mergeți să vedeți. Din Constanța. Jalnic. Am mai văzut chestia asta acum mai mulți ani când am fost în Torino și erau tot felul de marocani cu ziare și cu pături puse pe jos și vindeau, nu știu, gogoș, dracu să ia, tot felul de fructe, portofele, giugiurele, mugurele. Păi jalnic, jalnic, cum să faci asta? Când, în 48 de ore, dacă te mobilizezi, ai rezolvat toată treaba. Zici, deci nu-ți trebuie 48 de ore, în 24 de ore cu 3 reflectoare, ai rezolvat treaba. Dar nu, nu. Noi trebuie să ne batem joc de oameni, să-i scoatem în stradă, cum să-i scoți mă pe oamenii în vârstă, să sufle vântul în ei de dimineață, de la ora 7 până după amiază. Aia mai sunt oameni. Păi bași la ci Mă rog, care e mai norocos să ajunge la spita? Care nu? A municipal, că mai sunt câteva locuri. Rezolve. Dacă și-au luat în timp, dacă nu... Poate îi îngroapă acolo, pe bucata aia de... A? Sub tarabă. Sub tarabă. Ca pe vremuri, cum te îngropau. Că pe vremuri neolitic, așa, pe la începuturile omenirii, ca să nu se despartă de cei dragi, familia să o groapă în sufragerie, îi băga acolo, a și rezolva situația. Deci, această poveste a piețelor nu are deloc nicio conotație politică, nu are rezolvări spectaculoase, culese de niște oameni, genial, de până, nu știu, manualele secrete al lui Soros, nu are tăticul. Nu are decât, cum să spun, o abordare simplă în spatele lui, a unui proprietar. De, vă dau un exemplu. Poate unii n-au înțeles. Să mai dăm un exemplu. Constanța, dar toate marile orașe sunt pline de clădiri care oferă spații pentru birouri. Da? Bun. Uh, din punctul meu de vedere, oamenii stau mai mult fără mască și interacționează și își fac schimb de salivă între ei când sunt la muncă. Adică în birourile alea. Păi dacă mâine guvernul constată și el treaba asta și spune că în fiecare birou trebuie să fie, sau fiecare birou cu o suprafață de nu știu cât, trebuie să fie dotat cu un aparat care recirculă și, nu știu, dezinfectează aerul, ce faci? Îi dai, tu, proprietar, îi dai afar pe toți din clădirea aia pentru că n-ai vânturătoare și dezinfectatoare de aer? Nu! te gândești cum vei face asta, cum te încadrezi, cum, cum, vei respecta tu proprietar legea, pentru că ai niște oameni cu care ai semnat contracte, de, ca, de, la care ai luat niște bani. Trebuie să-i respecti. Ajungem la discuția asta cu respectul. În România, treaba asta cu respectul. Și îmi spunea cineva cândva că un contract, pe o foaie de hârtie pe care ai semnat-o și să dea Dumnezeu, ca ăla cu care ai semnat o să-ți fie prieten. Ca dacă nu. Dacă nu, zice așa. Contract care contract. Cam așa ceva. Deci da, sigur. E adevărat. Cred că intervine și o idee de respect, dar cred că intervine și o capacitate de a nu te panica nenic. Au lu! ce facem? Bă, Stai jos, respiră, bea o apică, pandele. Da, 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 da. Și dacă vorbim de Constanța, dacă vorbim de respect, dacă vorbim de spațiu public, dacă vorbim de nu te panica, pandele, dacă vorbim de a te ține de cuvânt, de a nu fi ipocrit, trebuie să vă spun că, parcă ieri, alalte, nu știu când, am sesizat că în spațiu în marele, spațiul al rețelelor sociale, al rețelelor media, social media, a apărut subiectul șantierului Gropanului de la Lupoaic. <laughs> Sigur, nu se mai leagă nimeni cu lanțuri. A, a fost campanie electorală. Vorba unui domn, de-l cunosc. Nu pot să-i dau numele, dar e politician din Constanța. Și ai m am zis și noi așa că era campanie, dar nu era ca să audă lumea, ca să ne luptăm. Păi, vericule, nu era vorba să ne luptăm în niște idei, dar pe bune, nu să scuipăm niște vorbe care nu valorează nimic. E, lasă așa. Deci nu se mai leagă nimeni cu lanțuri la lupoaică. E adevărat, nici n-am văzut, auzit, ca presa să fi pus câteva întrebări acolo unde ele trebuie și pot fi puse, deoarece ei primesc și răspunsuri. Eu vă mărturisesc că am întrebat. Am întrebat pentru liniștea mea. Am să caut să formulez într-un fel să sune cât mai ușor de înțeles. În ultimii mulți ani, am luptat pe toate căile legale pentru apărarea, pentru prezervarea, pentru promovarea patrimoniului cultural. Și aici nu mă refer numai la Constanța, mă refer la Dobrogea în General, dar în special la județul Constanța. Sigur că toate căile astea legale întortocheate sunt căile Domnului. Câteodată trebuie să și țipi am făcut și asta. Țipatul nu este incriminat încă în România. Mai avem puțin de așteptat, cred că nu foarte mult. Dacă vă amintiți, au fost, a fost o campanie și nu mi-e rușine să spun că am fost în mijlocul ei țipând despre probabil ultimul sit arheologic care ne arată cetatea veche, Tomisul. În zonei se spune Poarta Mare, unde cineva vrea să strântească un bloc frumușel, mare de beton, cu șase etaje, peste poartă, lasă așa, frățioare, dă-o dracu de dă poartă. Facem noi aici un bloc mare și frumos, motiv pentru care fostul primar al Constanței și-a luat și o poprire pe salariu. Presupun că în cele din urmă înțeles că undeva ceva era greșit. Atenție, toată documentația era în regulă. Așa cum în cele din urmă și documentația de la Lupoai că a ajuns să fie în regulă. Despre altceva vorbim aici. E vorba de respect. Ne întoarcem din nou la ideea de respect. Mă nu-ți pasă puțin de ce ți-au lăsat ție niște oameni care au trăit acum 2000-2000 jumate de ani și ți-au lăsat ceva. Nu cred că s-au gândit ei că o să ți lase, dar au făcut și, uite așa... A făcut soarta să ajungă la tine. Acolo e o bucată din istoria locului unde temporar, vremelnic, respiri niște aer. Faci niște bani. Bă, nu poți să-i faci cu orice preț. Trebuie să existe puțin respect. Sigur că orașul Constanța, am mai spus-o, probabil că devine nervant, nu e un oraș vechi. El se revendică, vai, dar noi suntem urmașii Tomisului, vai, dar noi suntem urmașii Tomisului foarte puțin. Spre deloc. suntem un oraș de vreo 100 și ceva de ani care a deschis ochii și a construit prima casă de piatră. Când au venit englezii, care pe bănuții sultanului au construit o linie de cale ferată ca să poată sultanul să care berbecuți grâne, ce căra el acolo la Stambul să-și hrănească supușii și curtea otomană, da? Și atunci, hopa, s-a trezit din somn și Constanța, care era un sat, vai, capul lui, de nu știa nimeni pe ce pescari și ciobat de ăștia, păstori de capre. Aia era Constanța. Aia era Constanța, trebuie să admitem. Deci este un oraș. Asta se întâmpla pe la 1860, adică atenție, acum vreo 100 și... 56 de ani, nu avem 200 de ani, suntem o comunitate tânără. Dar trebuie să învățăm respectul chiar dacă nu îl simțim, trebuie să fim raționali. Da? Așa se întâmplă cu... Și la poarta mare încă nu se știe dacă se va construi sau nu blocul acela. Atenție, fostul primar a plecat, actualul primar o are ce va face. Nu știm. Vom vedea, de-abia s-a așezat pe scaun. Vom discuta despre asta. Sper să nu se întâmple o nenorocire. Trebuie o strategie. Dar, dincolo de o strategie, trebuie puțin respect și, sigur, trebuie și puțină voință. Și ne întoarcem la lupoaică că a fost un subiect electoral, fraților. Asta e realitatea. Unii au țopăit ca niște greieri borțoși pe acolo, alții s-au legat cu lanțuri imaginare. Lumea a făcut declarații, s-a indignat, a țipat, a strigat, însă <coughs> documentația era aproape în regulă, cu o singură excepție, anume că o parte din teren trebuia descărcată în continuare sau trebuia săpată sub supravegherea. Unor specialiști de la muzeul de istorie. Iar căpățânoșenia domnului care deține terenul a, a făcut să existe o sumă de scântei publice pe acest subiect. Deși, dacă și-ar fi semnat contractul conform legii, treaba era îngropat. Sau, mă rog, săpat. Ideea nu este apariția unui gropan acolo. Nu. Ideea este că în acea zonă istorică, dacă astăzi sapă unul o groapă, chiar și descărcată, chiar și sub supravegherea specialiștilor, nu poate să construiască orice. Pentru că mâine va săpa și altă o groapă și spune, da, vreau și eu să fac un bloc. Dar ce dacă sunt în zona istorică a Constanței? Eu vreau să fac un bloc, fiindcă ăsta e terenul meu. Ideea este că acolo trebuie să se întâmple lucrurile altfel. Ideea este că trebuie să tu... Sigur că-s banii tăi Ok, ești un cârciumar bogat. Ai. Sunt banii tăi, faci ce vrei, terenul tău. Da. Dar nu te costă nimic să comunici. Nu te costă nimic ca înainte să trimiți excavatorul, să chem toată presa, bă, acolo, sau la una de în cârciumile tale, să pui o cafea și o apă pe masă și să spui. Astea sunt dosarele, astea sunt toate documentele, tot, 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 tot. tot. Uh, și clădirea va arăta așa. Va avea subsolul care va proteja, care va expune. Vom face, nu știu, o expoziție uh, privată. Turiștii care vin în această zonă istorică a Constanței vor putea să bea o cafea, să se uite la niște artefacte, să zgriască la niște cioburi pentru ei, nu? Să vadă niște ceramică, să facem, poate facem, în parteneriat cu muzeul, uh, care acum, să spunem, și noi un secret are o imprimantă 3D pe care nu o folosește. Da? Putem să facem niște reproduceri. Poate că unii dintre turiști cu dare de mână le vor cumpăra. În felul ăsta promovăm orașul. Ăsta e un discurs de om normal, cu puțin respect. Și pentru comunitate. Bravo ție că ești bogat. asta nu înseamnă că ești mai deștept decât noi. Noi nu suntem așa de bogați. Nu ne-a plăcut să fim cârciumari, mai frățioare. Ce să facem și noi? Da? Acum au reînceput petiție. Opriți șantierul, se toarnă beton. Da, bă, se toarnă. Pentru că ce să vezi? Dar nu toată lumea asta care se lega cu lanțuri cerea respectarea legii. În acest moment, în șantierul de la Lupoaică, în Constanța, în zona istorică, legea e respectată. Omul poate să toarne beton. Asta e realitatea. În ce fel îl toarnă? Cum va arăta clădirea? Va avea ea o arhitectură care să se integreze, să o integreze în imaginea generală? Va avea o nu știu, o expoziție, pă, poate chiar și privată, da? Care să poată fi vizitată de turiști. Va avea o podea de sticlă prin care turiștii vor vedea, nu știu, cum arăta o reproducere a zidurilor de altă dată ale cetății Tomis. Habar nu avem. De ce? Până a avut nimeni un minim de respect să le spună și nouă ceva. Sigur că nu pretinde nimeni... Uh, uh, ca timpul să se oprească în loc. Să fim uh, onești. Spre exemplu, foarte puțină lume știe și probabil și mai puțin vor accepta faptul că zona istorică, peninsula Constanței, a fost distrusă în, uh, începând cu finalul secolului XIX și continuând cu secolul 20. Să-i mulțumim de inimă lui Dumnezeu că l-a trimis pe Vasile Pârvanaci, pentru că altfel uh, probabil că nu mai rămânea nimic nici parc arheologic n-aveam. Da? Pentru că s-a construit ca la nuntă, s-a distrus. Nu prea interesa pe cineva atunci că găsește de niște pietroaie. Ba, ce bine! Fiindcă era niște piatră frumos fasonată, bagă! Bagă la fundație că e bună! Ia oh, ce rezistentă și frumoasă e! Da, pentru că așa se întâmplă peste tot în lume. Nu, e, nu, nu suntem noi mai distrugători decât alții, dar în vremurile acelea n-a interesat pe nimeni. Marele, celebru, frumosul nostru mozaic roman a fost descoperit pentru că s-au gândit comuniștii să trătească niște blocuri acolo. Și când s-au apucat de primul bloc, au dat peste mozaic. Prin anii 60 se întâmpla povestea asta. Sigur, un cap luminat s-au întreprins cercetări, așa cum se puteau face la vremea aia, și un cap luminat a zis să, să, să nu vă închipuiți că. Că a spus cineva, acesta este un loc sfânt pentru noi românii și îl vom... Nu! Cineva s-a gândit, oh, 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 ce oportunitate! Să o protejăm, să patrimoniu, să o arătăm la alții, să le luăm banii pe ea! Pentru că altfel, atunci când s-a croit canalul Dunăre Marea Neagă prin Dobrogea, dragi prieteni, s-a intrat ca la nuntă. Da. Sunt mărturii ale oamenilor care au lucrat pe șantier, de toate șantierele de pe lungimea canalului, între Dunăre și Mare, care vorbesc despre orașe, despre cetăți în care să intra cu excavatorul fără nicio milă. Am mai apucat arheologii de pe zonă să salveze ceva. Planul! dă înainte să atingem fericirea cincinalului, adică să nu ne închipuim că n-am avut și alți nebuni înainte care au distrus. Au distrus. Bă, dar dacă noi ne putem opri puțin, au trecut aproape 200 de ani, putem să simțim că avem, am început să prindem puțină rădăcină și că rădăcina asta o putem lăsa copiilor noștri, care să o lase nepoților noștri și să spunem și noi, suntem o comunitate, nu știu, peste 500 de ani, poate să mai întâmplă. Suntem o comunitate de 700 de ani și bunicul și străbunicul și toată familia mea a stat pe strada asta și s-a luptat pentru bucata aia de cetate, dar cu 3000 de ani. Hmm? Puțin respect. E o chestie. Nu e așa de complicată. Și știți ce? Nu costă nimic, nedică. Despre asta e vorba, dragi prieteni. Altfel, ce să vă spun? Aveți grijă. A început imunizarea de masă. Dacă până acum ați auzit de COVID, dacă până acum ați auzit de un vecin sau de cineva de pe stradă din cartier care a avut, de acum ați început să auziți de rude, de colegi și în curând veți fi voi. Nu e o nenorocire așa de mare, încordați-vă, o să trecem prin asta. Vă doresc toate cele bune!